Cu ocazia târgului Indagra, grădina Danei s-a mutat pentru câteva minute bune în studioul Ferma Media Group, amplasat în pavilionul C1 al centrului expozițional Romexpo București. Ceva mai serios decât ne-am obișnuit să-i vedem duminica la TVR, Dana Constantinescu și George Robu, îndrăgiții prezentatori ai emisiunii Viața Satului, ne-au molipsit cu entuziasmul și optimismul lor. Bun găsit la standul Ferma Media Group. Cum se vede viața satului din inima Bucureștiului? E foarte frumoasă, pentru că noi mergem foarte mult prin țară și atunci îi vedem efectiv la lucru. Aici e un moment de sărbătoare și îi vedem pe toți adunați în straie frumoase de sărbătoare și oamenii încearcă să aducă în prim plan faptul că agricultura românească trebuie susținută. Deci și fermele vegetale și cele zootehnice trebuie să facem și noi, să fim alături de ei, ca și voi, să îi susținem. Nu, Georgica? Da, Dănuțu, acum, din păcate, trebuie să fim mai sobri decât suntem noi în general. Pentru că este un lucru foarte, foarte important. Oameni buni, noi la Viața Satului avem o vorbă. Viața Satului ne privește pe toți. Dar să credeți că ne privește într-adevăr pe toți. Orice canal de informații, orice ziar, orice revistă, orice emisiune care se referă la agricultură, la țăran, la seva acestei țări, este binevenită și este oricum mult prea puțin față de Noianu și multitudinea de vești proaste și de evenimente proaste care ne inundă viața. Dana a uitat să vă spună că mai avem o emisiune care se numește În grădina Danei, care încearcă să ne întoarcă pe toți acolo unde trebuie. Apropo de asta, văd că aveți aici un coș cu produse. Nu te uita, că nu-ți dăm nimic. De ce? Am fost cu minte. Sunteți consumatoare de produse tradiționale? Da. Ideea asta a fost că fiecare dintre noi a avut câte un caz în familie sau printre prieteni care s-au pe cineva care s-a îmbolnăvit din faptul că n-a știut ce să mănânce și cum să mănânce. Una. Doi. E mare păcat că noi, generația asta de 40-50 de ani, nu facem pasul înapoi spre sat, să ne producem singuri ce avem nevoie în grădinile părinților sau să ne luăm o bucată de teren sau în curțile proprii, adică să folosim pământul, această bogăție extraordinară a acestei țări, un pământ bogat, nu sărăcit, să ne facem propria mâncare. Și atunci eu am început ușor, ușor, învăț și să fac un solar și să cresc diverse legume acolo și să le prepar, că vedeți că arăt binișor. Sigur că asta a fost o idee pe care am construit-o împreună. În grădina Danei nu este doar o simplă joacă. Noi chiar vrem să-i întoarcem pe oameni la pământ. Da. Și atunci, sigur că noi suntem un exemplu. E poate ușor impropriu termenul a întoarce pe oameni la pământ, a învăța, pentru că asta ne lipsește. De exemplu, Hipocrat, se depune jurământul lui Hipocrat. Hipocrat spune așa: hrana să vă fie medicament, iar medicamentul să vă fie hrană. E atât de simplă natura și e perfectă. Lanțul trofic, asta este. Iar datoria noastră, a dumneavoastră în special, de jurnaliști, a lui Dana, a lui Gabi Gherghescu, a lui Cosmin Andrei, a dumitale, a tuturor celor care scrieți sau produceți emisiuni de televiziune pe teme agricole, credeți-mă că este la fel de importantă ca învățătorului care te învață bastonașe, liniuțe, după care să scrii litere, să scrii cifre, să le citești și să ajungi un intelectual, să ajungi un om învățat. Este același lucru, este aceeași menire. Atât a emisiunii dumneavoastră, atât a emisiunii Viața Satului, atât a emisiunii În grădina Danei, credeți-mă, și tot este prea puțin. Este o ruptură, nu iremediabilă, dar este o ruptură foarte mare între viața reală, deci în clipa în care copiii noștri cred că laptele vine de la supermarket, avem o mare problemă. Avem o mare problemă. Și Milka e mof, știi. Acum vreau să spun așa, televiziunea română a gândit ziua de duminică ca o zi pentru cei din mediul rural, dar
adică universul credinței în grădina Danei, pe urmă viața satului, pe urmă niște muzică populară. Dar noi toți ne tragem de acolo, indiferent că recunoaștem sau nu. Am avut străbunici, bunici care au trecut pe o uliță și trebuie totuși să învățăm să exploatăm ce avem. Și atunci noi asta, dăm informații, domne, te duci acolo, ei, uite, poți să faci un proiect, să iei bani europeni. E greu, e foarte greu, e foarte greu să te reîntorci, e foarte greu să înveți să sapi, să greblezi, îți trebuie și multă forță, îți trebuie și un picuț de creier. Cum îi facem pe tineri să descopere această lume? Eu am o surpriză, să știți, pe chestia cu tinerii. Ei se întorc mai repede decât noi cei în vârstă la pământ. De ce? Există acum un brand că trebuie să mănânce sănătos. Și atunci ei se duc în magazinele bio, își cumpără de acolo, dar acolo e foarte scump. Și atunci, puțin câte puțin, să știți că își fac sere, își fac, aplică pentru proiecte europene. Marius Guran, de exemplu, împreună cu fratele, așa, vând un pont, și-au făcut ceva să mănânce, și cu soțiile, un solar să mănânce sănătos. Nu ați zice când îl vedeți la costum, nu? Explicând despre ce se poate face. Gabi Giurgiu, de exemplu, face emisiune economice de groază de vreme. El împreună cu Angela Avram s-au dus la țară și și-au făcut acolo o grădina lor. Colegii mei de la Dale Lumitică mănâncă, produc miere. Produc miere, și-au luat capre, fac brânză de capră. Deci, vedeți, niște oamenii se întorc, învață că trebuie să mănânce sănătos. N-avem bani de medicamente, sunt prea scumpe. Da, și mai este un lucru, informația. Eu revin cu obstinație la această chestiune. Informația și educația. Este cea mai mare minciună și cea mai mare greșeală să credem, că dacă producem sănătos, ecologic, bio, este mai scump. Nu este adevărat. Credeți-mă, nu este adevărat. Dar dacă ne lipsește informația, dacă ori nu suntem informați, ori suntem mințiți. E tot ceea ce pot să spun. În rest, eu sunt foarte fericit că am fost și eu cooptat în această echipă de ziariști, de oameni de televiziune, sau cum vă veți numi dumneavoastră. Eu sunt actor și tractorist, așa, și mă bucur că sunt coleg cu dumneavoastră și nu voi, cum era, că tocmai glumeam cu Dan astăzi prin târg, nu voi precupeți niciun efort de a învăța pe oameni că trebuie să muncească un pic. Satisfacția financiară vine imediat după satisfacția personală, morală, intelectuală, atunci când vezi că îți crește ceva sănătos și lucrurile se schimbă. În 2-3 ani veți deveni mai sănătoși, mai supli. Apropo de asta, toată lumea face rețete de slăbit. Dom'le, cea mai bună rețetă de slăbit este să muncești un pic într-o grădiniță undeva și să produci un aliment sănătos. Și antistres. Probabil că n-avem foarte mult. Nu vrem să... Noi putem să vorbim până diseară. Vreau doar atât să vă spun. În grădină Danei, într-un tip foarte scurt, adică are o audiență mare. Înseamnă că oamenii vor să afle cum să-și facă singuri în curte. Și atunci noi simțim că oamenii încep să învețe, sunt atenți, ne întreabă, ne sună, ne scriu. Deci e clar că ei sunt interesați și cred că simțiți și voi trendul ăsta, că n-ați fi trecut la televiziune, ferma n-ar fi trecut la televiziune, dacă n-ați fi simțit din revistă, nu? Așa. Că oamenii vor cât mai multe informații și una e să-i arăți exact omului. De exemplu, că trebuie să sape la 15-25 de centimetri, pentru că, de ce? Nu? Să-i răspunzi la niște întrebări. Să pui sămânța ori mai adânc, ori mai adânc. Că pomii să pun toamna. Dacă n-a pus toamna, numai primăvara. Deci tot felul. Că florile trebuie să... Unele să le scoți bulbii. Alte din sămânțe. Da. Deci, toate lucrurile astea, noi ne-am dat seama că sunt de interes. Cum să vă spun? Deci eu sunt din echipa emisiunii Vieții Satului. Deci colegii mei, cum să spun, tot timpul am colaborat împreună și a zis, băi, bravo, e o idee excelentă, și atunci pornim de la
mica, nu, grădină a noastră, a fiecăruia dintre noi, și trecem la fermele mari, la emisiunea Viața Satului, acolo unde se face, nu, discutăm cu miniștrii, cu oamenii implicați, să învățăm pe oameni cum să facă proiecte mari. Deci de la mic la mare, noi numai asta urmărim și nu vreau să închei până nu-i menționez pe absolut toți colegii mei, de la Alexandru Popescu, Viorel Popescu, Marian Eftimie, Doru Dumitriu, Ovidiu Dinescu, Cosmin Andrei, bineînțeles producătorul, și Gabi Gherghescu, realizator, nu știu acum să nu ia și producători și realizatori, eu și Georgica. Suntem o mână de oameni care asta vrem să facem, să informăm pe oameni. Vă mulțumim pentru sfaturi și vă mai așteptăm la studioul Ferma Media Group.